prieteni, am ieșit la o nouă partidă de pescuit. Astăzi suntem la Câncăbești, avem o zi de antrenament și am zis că totodată ar fi bine să vă arăt și cum se face un forfac pentru montura de Method Feeder, pentru că rândul trecut v-am arătat cum se execută o montură de Method, acum vreau să vă arăt cum fac eu forfacul. Da? Se ia o bucată de fir textil, eu le fac din fir textil, da? Deci de cele mai multe ori pescuiesc cu forface de fir textil, dar se pot face și din fluorocarbon, din orice alt fir. Se ia firul textil, introducem un cărlig pe el. Eu astăzi în partida mea voi folosi un cărlig de mărimea 14, voi începe cu ceva mai fin. Dăm un pic mustața asta. Bun. Se introduce cărligul cu vârful înspre rolă, da? Cum avem rolă aici, da? Se bagă cu vârful spre rolă, da? Se lasă jos cărligul. După care voi lua un spin, pentru că voi folosi o montură cu spin astăzi, în partida mea. Spinul este atât de mic. Cred că se vede. Se introduce spinul pe firul prin spin și voi face nod, da? Se ține practic, eu așa fac nodul la spin. Dau de după deget de 7-8 ori, 3, 4, 5, 7 și se scoate pe aici, da? Tragem de el ușor, înmezim un pic și strângem, da? Hai să tai și surplusul ca să vedeți exact ce frumos a strâns firul pe spin. Așa arată. Venim cu acum. Ne întoarcem înapoi cu cârligul nostru care s-a agățat în masă. Îl dăm înapoi jos aici lângă spin. Tăiem firul aproximativ la 15 cm. Tragem de spin și atenție mare aici, spinul se va lăsa exact în capătul cârligului, cu 2 mm puțin peste bucla cârligului, unde are curbura cârligul. Deci nu veniți cu ea mai jos așa sau mai sus așa, așa, că n-are niciun rost, nu o să aveți rezultate. Spinul întotdeauna se pune la 2-3 mm, cam așa, de curbura acului. Da? După ce am făcut, am venit aici și am fixat spinul la distanța care am nevoie. Venim frumos cu firul, matisăm 5, 6, 7. Firul se matisează până în dreptul vârfului cârligului, da? După care ieșim cu el prin ochiul acului. umezim un pic și strângem să se așeze spirele. Da? Și cam așa arată. Foarte simplu. Iar acum, distanța aceasta, pentru pescuitul la metod, distanța ideală a forfacului este între 5 și 10 cm. Eu astăzi voi folosi undeva pe la jumătate, undeva un 7 cm. N-am măsurat, dar cu siguranță am vreo 7 cm aici. Se face o buclă, da? Facem, rotim de 2 ori. 2. Ieșim înapoi cu firul pe buclă. Și tragem. Voi folosi un pic de unealtă asta ca să strâng nodul. Da? Tragem bine. Și așa arată un forfac. Acum o să tai surplusul ăsta, că nu mai am ce să fac cu el, de fir. Da? Și am obținut un forfac de aproximativ 7 cm. În spin, bineînțeles, se pun pop-up-uri. Spinul îl alegeți în funcție de pop-up-urile cu care pescuiți. Dacă pescuiți cu pop-up-uri mici, veți folosi un spin mic. Dacă pescuiți cu pop-up-uri mai mari sau pelete mai mari, veți folosi un spin mai mare. Eu astăzi voi folosi în primă fază pop-up-uri mici, pentru că vreau să încep cu așa zisa finețe. Vă doresc fire întinse, rămâneți alături de noi, de canalul nostru, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a rămâne la curent cu noutățile pe care noi le postăm, pagina noastră de Facebook, Amatori de Pescuit. Fire întinse vă doresc, prieteni!